Ce vreme Dumnezeu pentru această țară, pentru acest popor, să audă tot pământul, noi vrem un viitor. Dar luptăm cu dreptate, luptăm pentru adevăr, să meargă toți creștinii și cred în Dumnezeu. Pentru această țară, pentru acest popor, să audă. Să ună tot pământul, noi vrem un viitor. Tate, luptăm pentru adevăr, să meargă toți creștinii și cred în Dumnezeu. Pentru această țară, pentru acest popor, să ună tot pământul, noi vrem un viitor. Septembrie 2015, Piața Mare a Adunării Naționale, Chișinău, Republica Moldova. Compatrioți, Platforma Civică Demnitate și Adevăr și toate segmentele sociale care s-au adunat în Piața Mare a Adunării Naționale vă salută și vă felicită cu această victorie și prezența voastră acum aici, unde ne vom hotărâi destinul. Declarăm oficial deschiderea Marii Adunări Naționale. Cei care au fost incomodați ca să ajungă astăzi aici, vă declarăm cavaleri ai demnității și adevărului. Purtați cu cinste acest nume, purtați cu cinste acest titlu. Nu este numai o onoare, dar este și o responsabilitate pentru toată viața. Să luptați pentru demnitate și pentru adevăr. Azi ne exercităm dreptul constituțional de a protesta pașnic împotriva unei guvernări de tâlhari, de criminali, de oligarhi care ne-au luat tot. Nu ne-a mai rămas nimic absolut. Perimetrul protestului nostru este Piața Marii Adunări Naționale. Facem încă o dată apel către organele de forță abilitate pentru a menține ordinea publică, să ne asigure acest drept constituțional. Vă rugăm foarte mult, când vom pleca de aici, să lăsăm această piață curată, fără murdărie, să demonstrăm că noi suntem oameni ai demnității și ai adevărului. Astăzi este ziua
cea mare. Este ziua când punem capăt oligarhiei. În pofida tuturor tentativelor care ei încearcă să le întreprindă pentru a le opri, astăzi, în această piață, suntem zeci de mii de oameni din toate localitățile Republicii Moldova. Noi astăzi aici am venit să ne decidem soarta noastră în piața Marii Adunări Naționale. Noi suntem sute de mii care am venit să ne cerem drepturile noastre și să le spunem regimului criminal că este timpul să fie pedepsit. Astăzi este o mare victorie pentru noi. Noi toți ne-am mobilizat împotriva hoților de proporții. Mai mult decât atât, noi toți am rezistat contra propagandei împotriva noastră, a tuturor, a cetățenilor Republicii Moldova. Vă felicit! Dictatura nu doarme. Dictatura tremură. Au mobilizat toate forțele pentru a stopa acest protest de amploare. Au blocat trenurile la Ochnița și Ungheni. Au blocat 10 autocare recent în marginea Chișinăului la Cricova. Au sistat energie electrică în sectorul Reșcan din Chișinău. Au intimidat oamenii de la Dundușeni, Ochnița, Florești, Soroca, Cahul, Cenișlia. Ei sunt într-o agonie, într-o disperare. Victoria ne aparține, pentru că noi luptăm pentru demnitate și pentru adevăr. Victorie! 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 Articolul 2 din Constituția Republicii Moldova. Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct sau prin organele sale reprezentative. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. După trei proteste a zeci de mii de oameni, azi am venit să cerem socoteală clasei politice de ce a uzurpat puterea de stat și de ce a confiscat suveranitatea poporului. Miliardele înapoi! Miliardul înapoi! Miliardul înapoi! Pentru crimele săvârșite împotriva propriului popor. Îl invit la microfon pe cel care le-a contabilizat pe toate. Ofer cuvântul membrului Platformii Civice, Demnitate și Adevăr, domnul Igor Bățan. Dragi prieteni, suntem la a patra manifestare de proporții aici, în piața Marii Adunări Naționale. Putem spune că mișcarea protestatară a renăscut în țara noastră după aflarea despre furtul miliardului din sistemul bancar și consecințele lui imediate. Deprecierea monedei naționale. De Platforma Civică Demnitate și Adevăr, cu participarea a zeci și zeci de mii de cetățeni, au reabilitat și legitimat
protestele ca instrument de presiune asupra unei guvernări corupte. Deși majoritatea revendicărilor mitingurilor de protest au fost ignorate de către guvernanți, ele au avut totuși un impact major. Publicarea raportului Kroll, care a oferit o confirmare faptică a jafului secolului. Dezbaterile parlamentare pe marginea furtului miliardului, care au confirmat că instituțiile abilitate ale statului au cunoscut și au monitorizat furtul, dar nu au curmat acest jaf al secolului, fiind dependenți de clanurile politice care au numit în funcții de conducere. Recunoașterea caracterului oligarhic și corupt al actualei clase politice moldovinești de către opinia publică internă, internațională și de către partenerii de dezvoltare care au stopat finanțarea țării noastre până la înlăturarea premiselor ce generează corupție și paralizie a instituțiilor. Recunoașterea de către Secretarul General al Consiliului Europei a involuției Republicii Moldova de la așa zisa poveste de succes la statul capturat de oligarhi care amenință securitatea europeană. Acestea sunt consecințele guvernării timp de 6 ani a așa zisei Alianțe pentru Integrare Europeană. Reiterăm că statul capturat nu este altceva decât expresia uzurpării puterii de stat, cea mai gravă crimă împotriva poporului. Este de necrezut, dar chiar liderul unui partid din actuala Alianță zisă pentru Integrare Europeană, care la protestul din 7 iunie putea fi alături de noi și nu împotriva noastră, a recunoscut acum o săptămână cu disperare în public că totul este pierdut și corupt în această țară și că miliardul furat este irecuperabil. Deci noi, cetățenii, vom trebui să-l întoarcem băncii naționale. Insistența platformei DA și suportul extraordinar al domniilor voastre, stimați protestatari, i-a făcut pe guvernanți să recurgă la mici cederi, chiar în ajunul protestului nostru, anunțând o eventuală anulare a măririi tarifelor la agenții energetici, alimente de primă necesitate, călătorii cu trenul și așa mai departe. Noi înțelegem că este vorba despre aruncarea prafului în ochi. Dar chiar și așa, ultimele gesturi ale guvernării menite să înnăbușe valul protestatar ne demonstrează cu prisosință forța impunătoare a protestului popular atunci când este pașnic și fundamental. În acest sens, vreau să înțelegem cu toții cui a convenit să deturneze protestele pașnice din 7 aprilie 2009 în acte de vandalism și de ce ne-a trebuit tocmai 6 ani pentru a renaște mișcarea protestatară. Ani în care s-a furat miliardul, probabil nu unul singur, și au fost spălate alte zeci și zeci de miliarde de dolari prin sistemul bancar fisturat cu bună știință de către guvernanți și cu suportul justiției corupte. După toate cele afirmate, dar și confirmate prin fapte reale dezbătute în Parlament, după luări de atitudine a partenerilor de dezvoltare, fără suportul cărora Moldova nu are sorț de izbândă, după ce liderul celei mai importante instituții democratice din Europa, Consiliul Europei, a îndemnat cetățenii Republicii Moldova să-și ia țara înapoi de pe muchia prăpastiei, e timpul ca și noi să o facem,
să ne luăm țara înapoi din captivitatea oligarhiei corupte. Vrem țara înapoi! Vrem țara înapoi! Vrem țara înapoi! Stimați prieteni, cum vom face acest lucru, decidem astăzi, după ce colegii mei și reprezentanții segmentelor sociale care au aderat la platforma DA, vă vor adresa mesajele respective și care vor fi inserate în rezoluția adunării noastre, rezoluție care va servi drept călăuză în vederea scoaterii țării din captivitate. Vă mulțumesc! Sistemul judiciar corupt al Republicii Moldova, inexistent pentru populație, dar la cheremul tâlharilor, oligarhilor și a bandiților. Despre acest lucru îl invit ca să ne spune, a nu știu câtă oară, să constatăm pentru ultima dată, îl invit la microfon pe cel care este un om deosebit pentru noi toți. Ex-procuror, ex-judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și pur și simplu un om bun, Stanislav Pavlovski. Iubit popor, sunt mândru să văd în fața mea o mare de oameni. Guvernanții au făcut totul posibilul și imposibilul ca această mare adunare națională să nu mai aibă loc. A blocat mișcarea mijloacelor de transport pe drumurile naționale. A blocat mișcarea trenurilor. Oamenii stau în peron așteptând când pot să ajungă în această piață ca să realizeze dreptul său natural. Pe lângă aceasta, niște nimerniști au creat, au format un concert mafiei în Mold Expo, unde au invitat niște trădători a neamului